CSM Ioveni a făcut spectacol în primul amical al iernii în compania formației de Liga 4-a Unirea Slobozia. Măzărache și compania s-au distrat cu adversarii administrându-le o corecție severă 14-1 într-un joc în care antrenorul Marius Stoica a utilizat întreg efectivul de jucători. Scorul a fost deschis după aproape un sfert de oră de joc de Hergelegiu, care a reluat cu latul imparabil o centrare a lui Măzărache. Rădescu a fost cel care a majorat diferența pe tabela de marcaj în minutul 24 cu o reluare din careu pentru ca Măzărache să facă dubla în ultimele 5 minute ale primului mitan, o dată din penalti și o dată cu capul după o centrare, stabilind astfel scorul reprizei. La reluare au fost alți jucători pe teren, iar Balint a fost cel care a deschis festivalul golurilor, la 5 minute după pauză, dintr-un penalti. Oaspeții au redus și ei din diferență în minutul 57, iar până la final, pe teren a fost numai o echipă, cea a Mioveniului. Costin a majorat mai întâi diferența din penalti și tot el a mai înscris o dată în minutul 65, cu un șut care a lovit mai întâi bara. Cu un sfert de oră înainte de final, italianul Massara a marcat pentru 8-1, 2 minute mai târziu Coșereanu a înscris și el, iar în minutul 80 Călin a făcut 10-1. Ultimele 4 goluri ale partidei au fost marcate pe final de Tirică, Massaro, Călin și Edi Stoica. În acest meci, CSM Mioveni a beneficiat de 3 lovituri de la 11 metri, toate transformate, dar de jucători diferiți, Măzărache, Balint și Costin.